Clavecinul bine temperat de Johann Sebastian Bach. Scenariu de Virginia Belcescu. Liniștiți-vă, mai întâi voi coborâ eu. Dorotea? Da? Ia-o tu pe Cristina din brațele mamei. Sebastian, pot să o duc și eu. Tata este obosită. Magdalena, draga mea, eu sunt capul familiei și vreau să te trec pragul viitorului nostru cămin, precum cere tradiția, în brațele mele, ca pe mireasă. Sebastian, te rog, ce fel de mireasă mai sunt eu la 3 ani după căsătorie și cu un copil? Te rog, mă faci să mă simt stingherită. Magdalena, draga mea, tu vei fi mireasă chiar și când vei fi mama 20 de copii. Dorotea! Acum voi stați cu minți aici, copii. Stați cu minți. Am mai pregătit pentru mireasa mea încă o bucurie. Ne întoarcem îndată. Hai cu mine, Magdalena. Și nu se poate după ce mai aranjăm și noi puțin lucrurile. Abia am sosit. Nici o cale spre bucurie nu trebuie ocolită, draga mea. Să mergem. Unde e, departe? Nu, chiar alături. La catedrala Sfântul Toma. Da, am avut onoarea să fac cunoștință cu una din vestitele orgi înainte de a te fi luat de soție. Este dintre cele mai bune la care am cântat. Așa. Acum tu să stai aici. Eu mă duc sus și voi încerca să vă fac prietene. Îți mulțumesc, Sebastian. Îți mulțumesc că te gândești atât de frumos la mine. Oh, ce frumoasă orgă! Fluierele ei mari se înalță până în tavan. Sculpturile scânteiază brune și aurii și catedrala imensă. Ce atmosferă învăluitoare! Ce minunată! Mă întreb mereu dacă muzica lui Sebastian mă încântă pentru că îl iubesc sau dacă mi este atât de drag pentru muzica lui divină. De câte ori l-ascult cântând la orgă, mi-amintesc de ziua fericită când l-am auzit întâia oară. Era la Hamburg în 1720. Ieșisem să mă plimb prin oraș când deodată, din întunericul catedralei Sfânta Ecaterina, au început să se reverse fluvii de sunete sublime. Am intrat înăuntru ca să ascult mai bine. Nu știu cât am stat în biserica pustie, fermecată de vraja sunetelor, cu picioarele înrădăcinate parcă în lespezile de piatră, pierzând cu desăvârșire orice noțiune a timpului. Muzica a încetat, dar eu mai trăiam încă senzația că totul este ireal. Când l-am văzut pe organist coborând, m-am speriat atât de tare încât am ieșit valvârtej afară. Episodul acesta l-amuză pe Sebastian, ori de câte ori ne-l amintim. Pentru mine rămâne însă primul moment al profundei
și nemărginite admirații pe care o nutresc față de el. El, Johann Sebastian Bach, pe vremea aceea capelmaestru la curtea prințului din Köthen, devenit după un an de la această întâmplare soțul meu. Și iată-ne acum la Leipzig, în binecuvântata zi de 31 ianuarie 1723, la noua lui slujbă de cantor al școlii Sfântul Toma. Am venit aici plin de speranța unei vieți mai îmbelșugate pentru cei 4 copii din prima căsătorie a lui Sebastian, pentru fetița mea de un an și pentru toți cei care vor mai veni. Și mai ales cu speranța că soțul meu va avea răgazul să se ocupe mai mult de muzică, să creeze superbe bijuterii care încântă auzul și îmbogățesc sufletul. Și cât de bine se pricepe el să mânuiască orice instrument, iată, acum creează impresia că orga îi răspunde cu aceeași dragoste la dragostea pe care o nutrește. Îi dăruiește bucuroasă tot ce are mai bun, sunt degetele lui vrăjite, parcă se însuflețește, oferindu-i tot ce are mai dulce și mai de preț. Și aminte mai multă. Ha, gata, gata, încetați, băieți, vă rog. Dacă ne aude tata, se va supăra pe noi toți și nu se cade. Dar da, noi vrem să vedem cine-i mai tare. Nu acum, copii, vă rog. Acum s-a terminat ora de clasă și tata va veni într-o clipă într-alta. Vă rog să fiți cuminți, măcar aici să aibă puțină liniște. Lasă-i, Magdalena, lasă-i. Încerc să mă obișnuiesc și cu gărăgia lor. Nu e cel mai plăcut lucru urechilor mele, dar n-am ce face. Slujba de acum mă obligă la asta. Cine-i mai tare, băieți? Deci știi, noi n-am crezut că se aude prin pereți. Te rugăm să ne ierți. Se aude, se aude, copii. Și știți de ce? Să vă spun secretul. Eu am un auz foarte bun și de aceea m-am făcut muzician și un negustor. Dar și eu cred că cel mai bine e să vă jucați afară. Da, da, haideți. E mai mult loc. Dorotea, da? Draga mea, te rog să ai tu grijă puține de cei mici. Da. Vreau sigur să vorbesc cu tatăl tău. Bine, mă duc imediat. Eu cu copiii cei mici mă înțeleg mai bine și îmi sunt tare dragi. Haideți, Cristina, Bernard, haideți la joacă. Sebastian, te rog să ierți pe băieți și mai ales pe mine. Uite, nu reușesc să-i țin în frâu. Am atâtea treburi în gospodărie că uit de ei. Și tu pari atât de obosit. O, dar nu gălăgia copiilor mă supără, Magdalena, ci prea multele obligații pe care mi le-am luat, preluând munca de cantor la școală și la biserică. Te înțeleg, dragul meu, da. Mai ales blestemata asta de latină, care nu se lipește deloc de mințile lor crude. Știu, Sebastian, ai fost preferat altora pentru că ai făgăduit să predai în afară de muzică și latină. Ce era să fac? M-au ispitit atât de mult orgine din acest oraș, ca și rânduirele legate de serviciul divin în ce privește muzica, încât am acceptat. Dar voi face față, draga mea, tuturor îndatoririlor, te asigur. Una singură mă supără foarte tare, obligația de a nu părăsi orașul fără consimțământul domnului primar. Mă simt, cum să spun, ca o pasăre în colivie, ca un sechestrat. Da, mai ales după ce ai fost capelmaestrul curții princiare din Köthen. Te înțeleg, Sebastian, te înțeleg foarte bine și îmi dau seama că ai o muncă foarte grea.
Da, chiar și îndatoririle privitoare la muzică sunt multe și obositoare. Joi și sâmbătă repetiție pentru slujba de duminică, apoi slujba, pregătirea cântecelor pentru procesiunile religioase. Și sunt atât de multe, dar am și obligații care mă bucură, Magdalena. Uite, de pildă, cea de a prezenta în fiecare duminică un motet sau o cantată. E greu să înveți pe copii să cânte corect și frumos o cantată, dar e cu atât mai mare fericirea de a auzi când le reușește o interpretare bună. Sebastian, știi, m-am gândit adesea că ție îți reușesc foarte bine concertele cu copiii, pentru că îi iubești foarte mult. Da, atunci când sunt cu minți și ascultători. Nu glumi, Sebastian. Vreau să spun că din dragostea ta față de muzică și față de copii s-a născut o capodoperă, Clavecinul Binetemperat. Ah, Clavecinul. Da, poate că ai dreptate. Uite, ai scris chiar tu pe coperta celor 24 de preludii și fugi pe care le-ai terminat în 1722 la Köthen, carte destinată uzului învățăturii tineretului doritor de progrese, precum și de sfătării celor pricepuți în ale muzicii. Da, 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 e drept, eu am scris. Am vrut ca fiecare din aceste mici piese să însemne pentru interpretul ei virtuozitate căpătată cu trudă și migală, cu atenție, sensibilitate și multă, multă dragoste de muzică. Iar pentru ascultător, o desfătare. E firesc, nu? Sebastian, dragul meu, nu-i vrea să-mi faci mie plăcerea de a asculta încă o dată una, numai una din aceste piese? Ai, Magdalena, dacă nu-mi dai pace cu clavecinul bine temperat, ai să faci din mine un muzician prost temperat. Ce să fac? N-ai spus tu că eu sunt o adevărată mâncătoare de fugi? Bine, bine. Și pe care o vrei astăzi la cine, draga mea? Astăzi vreau un preludiu, preludiul în mi bemol minor. Te rog. Bine. Fericită că eu, mâncătoarea de fugi, sunt soția lui Johann Sebastian Bach. Trebuie să mărturisesc însă că nu sunt flămândă chiar de toate fugile, pentru că sunt printre ele unele searbede, altele prea triste, unele chiar n-au legătură cu muzica. Dintre acestea, niciuna nu este compusă de Sebastian. Micile lui bijuterii clipocesc vesele și sprintene ca fâriașele de munte ori, emană o gingășie dulce, ușor tristă sau sunt profunde și grave ca acest preludiu în mi bemol minor. Sună ca și cum ar țipa o femeie gâlgevitoare. Da, dar tată, copii nu mă lasă să exersez. Nu se potolesc deloc cu tobele lor. Și eu încerc să-i acopăr, ce să fac? Da, este adevărat, băiete, că în vacarmul acesta nu se poate studia muzica. Nu puteți progresa din pricina celor mici. Păi da. Gottfried, da. Adu-l, te rog, și pe Emanuel, că începem lecția. Bine, tata. Magdalena, 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 ai, te rog, grijă de cei mici. Sebastian, toată ziua mă luc cu ei. Dacă nu bat în tobele astea blestemate, găsesc ei ceva ca să facă zgomot. S-au făcut atât de mulți. Vezi tu, Sebastian, în timp ce Friedemann, Emanuel, Dorotea, Gottfried, Cristina au crescut, casa noastră a fost dăruită cu alte suflete. Și deși multe dintre ele ne-au părăsit prea curând, au rămas destui ca să ne încălzească inimile și să-mi dea mie de furcă cu creșterea lor. Da, știu, Magdalena, știu că nu ți este ușor cu atâta livotă pe cap. Nu, Sebastian, vreau doar să spun că trebuie să fiu foarte atentă ca să nu-ți strice instrumentele muzicale. Uite, mai zilele trecute, Lieschen
S-a ridicat în cele două piciorușe și a început să bată cu degețelele pe clapele clavecinului. Întâi m-am speriat auzindu-o, dar apoi m-am amuzat. Cred și eu, cine să-și echipe că primul gest al unui copil care se ridică pentru prima oară pe cele două picioare este să cânte la clavecin. O asemenea întâmplare numai în familia Bach se poate petrece. E, ați venit, copii? Vă las acum. Da. Mă duc să fac pe monitorul ca să fac liniște. Da. Și pentru că am rămas singuri, băieți, da, vreau să vă spun că am observat și altă dată la amândoi defecțiuni în modul cum loviți clapele. Este o boală generală a începătorilor. Sunt unii care cântă de parcă degetele lor ar fi lipite unele de altele. Tușeul lor este foarte greu și apasă clapele multă vreme. Alții care vor să scape de această greșeală cântă cu prea mare grabă și ușurință, ca și cum clapele le-ar frige vârful degetelor. Un tușeu frumos nu se obține ușor, dar e absolut necesar pentru un bun muzician. Haideți să facem încă o dată un exercițiu. Da. Am mai scris pentru voi câteva piese din cel de-al doilea caiet al clavecinului bine temperat. Emanuel? Da. Te rog să-l aduci. Da. E pe clavicordul cel mare. Da. Vedeți? Mâna rămâne liniștită. Face doar o ușoară alunecare în dreapta și în stânga pe tastă, da? Și dacă vreau să țin tonul mai îndelung, apăs ușor încă o dată, fără să ridic mâna. Clavecinul este un instrument delicat și sensibil, nu trebuie maltratat. Eh, acum ați înțeles? O, tată, dar sub degetele tale sună divin. Orice sună vrăjit când cânti tu. Dragii mei copii, dar nu e nicio vrăjitorie la mijloc. Totul este să apeși cu delicatețe și sentiment în clipa potrivită, pe clapa potrivită. Restul săvârșește instrumentul, ca de la sine. Și voi aveți câte 5 degete la o mână, deci 10 în total. Dacă o să le folosiți bine, veți ajunge curând să cântați ca mine. Dar lecția s-a terminat. Văd că am avut un public numeros astăzi. Ia spuneți-mi, nu-mi faceți și voi mie o plăcere? Ba da, Sebastian, cu ce putem fi noi ție de folos? Desigur, tată, cu ce? Să-mi cântați și voi mie. Cu plăcere, tată, dar ce? Haideți să constituim o orchestră. Uite, Friedemann, tu ai să cânți la vioară. Da. Gottfried la violoncel, Emanuel la flaut. Da. Dar mai întâi o mică repetiție. Da. Așa, să împărțim știmele. Așa, dar unde este triosonata? Doar aseară i-am recopiat știmele pentru toate vocile. Noi amândoi, nu-i așa, Magdalena? Le-am pus în biblioteca muzicală, nu știam că o să-ți trebuiască atât de curând. Poftim. Așa, deci o mică repetiție. Da. Doamnelor și domnilor, orchestra familiei Bach vă prezintă azi un concert extraordinar. Sper să fim cu toții la înălțimea aplauzelor dumneavoastră. Thank you.
Magdalena! Magdalena! Magdalena, unde ești? Oh, aici sunt, Sebastian. Adică în bucătărie cu treburi. Oh, ce târziu s-a făcut. No, Magdalena, nu mai pot să-i aud pe copiii ăștia cum îi masacrează muzica. Liniștește-te, dragul meu. Fă-mă să înțeleg ce s-a întâmplat. Astăzi, la slujba bisericească, clasa mică de copii a școlii a cântat cum nu se poate mai prost noua mea cantată pe care am compus-o special. Erau stridenți, neatenți, cânta fiecare în voia lui, parcă erau un câr de corbi, atât erau de răgușiți. Ce să spun, a fost un dezastru. Păcat că talentul și munca ta se irosesc, dar tu ești un om bun și trebuie să-i înțelegi. Sunt copii, e iarnă, în biserică e frig, cântă des în aer liber, uneori și noaptea. Într-un fel, nu sunt ei vinovați. Și măcar de să avea timp să instruiesc cum trebuie, dar n-am timp. Repetițiile pentru recitalul și concerte sunt considerate o manie de-a mea și se petrec în condiții cu totul neprienite. Știu, chiar tu mi-ai spus de unăzi că directorul școlii te obligă să ții lecțiile de vocaliză îndată după masa de prânz. Da, conducătorii școlii Sfântul Toma sunt convinși pe semne că muzica vocală nu are numai scopul preamăririi frumuseții, ci și pe acela de a înlezni digestia elevilor. Deși vezi tu, toți au o mare admirație față de muzica ta. Pe care nu o vor mai admira dacă nu voi face ca ea să fie bine interpretată. Dar eu sper... Speri? În ce-ți pui speranța, Sebastian? Oricum nu în acești copii necăjiți. Dacă vreau ca muzica mea să fie bine cântată, va trebui să am concursul permanent al studenților. Și asta o voi face preluând conducerea societății muzicale din oraș. Asta e o idee excelentă, Sebastian. Vorbești de colegiul muzicum pe care l-a întemeiat domnul Teleman. Da. Da, acolo cântă numai studenți. Poate așa se și explică marele succes al operelor lui. Da, sunt bine interpretate, dar eu îi cunosc doar pe câțiva. Și am invitat pe toți la noi acasă să văd ce poate fiecare, mai ales cei pe care nu i-am auzit. Foarte bine, Sebastian. Să-mi spui numai când să fac puțină ordine pe aici, știi, copii. Nici nu mai e timp, Magdalena, au și sosit. Dar voi, Sebastian, eu așa cu... Cum se poate să... Nu-ți face griji, Magdalena, totul o să fie bine. Instrumentele sunt la locul lor, da? Da. Atunci să-i primim. Eu ies să mă schimb cu tu, oficiul de gază, Sebastian, te rog. Da, bine. Vai de mine, în ce haos. Poftiți, domnii mei. Da, bună ziua, maestru. Poftiți. Poftiți, dar ați venit atât de mulți. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației mele. Intrați, vă rog, intrați. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Bine ați venit, domnilor studenți. Fiți bineveniți în casa mea. Am venit așa cum ne-ați chemat, maestre, să facem dovada calităților noastre de muzicieni. Vă mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc și vă rog să fiu iertat pentru îndrăzneala de a vă fi rugat să faceți acest lucru. Pe unii dintre voi vă știu, pe Hans, pe Dieter, pe Johann. Vreau însă să vă cunosc bine pe toți. Sigur, sigur. Și cum veți face acest lucru, domnule Bach? Ah, foarte simplu. Vă voi da această partitură. Poftim. Clavecinul bine temperat. Destinat uzului învățăturii tineretului. Dar, domnule Bach, noi nu suntem începători. Nu te grăbi, tinere, nu te grăbi. Citește, te rog, toată dedicația. Și desfătării celor pricepuți în ale muzice. E, așa, da. Eu vă consider în ambele calități. Și de învățăcei, și de ascultători pricepuți. Sunteți mulțumiți așa? Sigur, da, maestru. Și pentru cei ce cântă și pentru cei ce ascultă clavecinul, este o piatră de încercare. El probează auzul, sensibilitatea, simțul ritmului, profunzimea gândirii muzicale, pentru că fiecare preludiu sau fugă sunt scrise într-o altă tonalitate. Am încercat să dezvălui frumusețea posibilă a fiecărei game muzicale. Încerc, de fapt, în aceste două caiete ale clavecinului bine temperat, un mic tratat de polifonie și armonie. Haideți, băieți, să ridicăm piatra de încercare. Se pare că nu e atât de ușor pe cât credeam. Maestrul Bach ne-a dat, de fapt, cheia înțelegerii lui. Ei, atunci începeți. Aici sunt câteva clavecine. Așezați-vă pe rând la ele și preluați exercițiile din mers. Veți cânta preludiul în mi bemol major din caietul 1. Poftiți! Da. Thank you.
bravo! Sunteți într-adevăr aproape perfect. Bravo! Bravo! Bravo. Sebastian, ai avut o idee fericită. Băieții sunt într-adevăr, chiar și de la prima lectură a partiturii, excelenți. Vă mulțumim, maestre, și dumneavoastră, doamnă Bach. Vă mulțumim. Și imaginez cum vor suna frumoasele tale cantate în execuția lor. Mă bucur de pe acum. Te vei bucura foarte curând, Magdalena, pentru că proba de foc de astăzi mă face să cred că săptămâna viitoare noi vom putea da primul concert la cafeneaua domnului Zimmermann. Ce bine! Ce bine! Excelent! Da, iar mai târziu, când vine vremea bună, domnul Zimmermann ne-a invitat la grădina lui de vară. Știți unde? Pe strada Morii, da, de Vânt. Suntem fericiți, domnule Bach, că vom putea fi mesageri minunatelor dumneavoastră compoziții pentru publicul din orașul nostru. Și eu vă mulțumesc, dragii mei. De fapt, nu m-am îndoit nicio clipă de talentul vostru muzical și mai ales de bunăvoința voastră pe care mi-ați dovedit-o și cu alte prilejuri. Ne vedem deci la repetiție. Da, și noi vă mulțumim pentru încredere, domnule Bach, și dumneavoastră pentru afecțiune, doamnă Bach. Sperăm să fiți cu noi vinerea viitoare. Cum să nu? Mă bucură orice prilej de a asculta muzică bună și interpretări pe măsură. Aveți asigurate de pe acum aplauzele mele. Vă mulțumim. Sebastian este un muzician neîntrecut în toate, nu numai prin muzica pe care o compune, ci și prin felul în care își dirijează interpreții. Mă uit acum cu admirație la el și mi-amintesc de ziua în care rectorul Gessner a venit la mine să mă vadă având în mână un manuscris. Cu gesturi ceremonioase mi-a cerut îngăduința să mi-l citească. Era vorba despre Sebastian, despre talentul lui de pedagog și dirijor. L-am recitit de atâtea ori, încât, iată, știu pasaje pe din afară. El supraveghează singur 30 sau 40 de muzicieni. Pe unul îl îndrumă cu un gest, pe altul îmboldește cu o bătaie din picior, pe al treilea îl strunește cu degetul ridicat amenințare. Unul îi dă un ton înalt, altul ia unui grav, celui de-al treilea unul mediu și toate acestea de unul singur, în vuietul sunetelor contopite. Deși are sarcina cea mai grea dintre toți, își dă seama îndată unde nu se potrivește ceva, îi ține pe toți împreună, prevede totul, preîntâmpină greșelile posibile, restabilește echilibrul pierdut, trăiește ritmul în toată ființa sa. Cu toate că sunt un mare admirator al antichității, cred că amicul meu Bach reunește într-însul multe suflete ca acela al lui Orfeu și 20 de cântăreți Carion. Ce bine a înțeles domnul Gessner talentul de dirijor al lui Sebastian. Bine, liniște, am înțeles. E, și ce vreți să ascultați? Da. Ei, nu. Ceva vesel. Nu toți odată. Nu toți odată că mi-ați împuiat urechile. Da, ceva vesel, vesel. Bine. Să căutăm ceva vesel. Da. O badinerie. Da. Sau mai bine o gigă. Giga din suita franceză. Da. Te rog, iartă-mă că te întrerup, dar tânărul Gerber vine pentru a doua oară. Nu știu ce să-i mai spun. Oh, Magdalena, știi că am foarte multe ocupații care îmi răpesc tot timpul. Abia dacă mai rămâne să le mai cânt și copiilor câte ceva. Da, omul insistă. Stai măcar câteva minute de vorbă cu el. Bine. Adu-l aici. Și ia cu tine copiii. Hai, la joacă, copii, la joacă. L-ați făcut atât de mulți încât o să mâncați și urechile. Trebuie mereu să dau lecții particulare. Pentru voi o fac așa, să știți.
Poftim intrați, domnule Gerber. Bună ziua, domnule Bach. Bună ziua, domnule Gerber. Heinrich Theodor Gerber, domnule. Vă rog să scuzați insistența cu care vreau să vă vorbesc, dar dacă mă veți asculta, poate mă veți înțelege. Da, vă ascult, domnule Gerber. Am venit la Leipzig de 6 luni pentru a studia dreptul, dar muzica dumneavoastră, minunata dumneavoastră muzică, m-a fermecat într-atâta încât cel mai frumos vis al meu este să fiu în preajma dumneavoastră, spre a vă putea asculta. Și poate cândva voi reuși să vă interpretez muzica. Tinere, nu văd ce legătură poate fi între drept și muzică, dar nu este lipsit de interes. Să verificăm dacă pentru aceasta din urmă aveți datele necesare, nu numai pentru a admira, ci și pentru a o interpreta. V-aș fi profund recunoscător dacă ați avea bunăvoința să mă lăsați să vă cânt ceva. A, nimic, mai simplu, domnule. Și ce doriți să interpretați? O fugă din Clavecinul binetemperat, cea în fa minor, din Caietul 1. Ah, ai auzit și dumneata de această piatră de încercare, cum o numesc eu. Te rog, te ascult.
dar tinere, ai cântat excelent. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Bach. Trebuie să vă mărturisesc însă că v-am ascultat interpretându-o de 3 ori înainte de a mă prezenta în fața dumneavoastră. Asta nu mă împiedică să constat că înțelegi foarte bine muzica mea. Cel puțin interpretarea acestei piese ai dat dovadă de multă îndemânare și simț muzical. Este îndeajuns pentru a te primi printre elevii mei. Vă sunt recunoscător, domnule Bach. Nu știți cât m-ați făcut de fericit. Nici n-am visat în Turingia mea natală să am atâta noroc. A, ești din Turingia ca și mine, așa se explică talentul dumitale muzical. Îmi cer scuze, n-am știut că și dumneavoastră... Dar și ce vreți să spuneți? Că eu, dacă sunt din Italia, sunt scutit de onoarea de a avea talent la muzică? Câtuși de puțin, Paolo, câtuși de puțin. Dar dă-mi și mie voie să mă mândresc cu pământenii mei. Uite să-ți fac cunoștință cu tânărul Gerbar. De mâine va fi și el elevul meu, domnul Paolo Cavatini. Mă bucur, domnule Cavatini. Coleg cu mine, adică... Și credeți într-adevăr că va fi în stare să priceapă ce mare geniu este cantorul nostru? Dar, Paolo, talentul nu cunoaște granițe. Toți oamenii din lume se pot bucura la auzul muzicii. Iar unii dintre ei, cum ești și tu de pildă, sunt înzestrați la natură și cu darul de a o transmite prin sufletul lor și altora. Bine, dar pentru asta trebuie să ai suflet. Și mă îndoiesc că domnul acesta spilcuit... posed așa ceva. Paolo, te poftesc să nu-mi superi oaspetele. Este în casa mea și trebuie să ne purtăm cu el așa cum se cuvine. Da, am înțeles. Am înțeles. Eu așa. Mă duc la bucătărie. Așa. Doamne Bach, stai aici, gătești liniștită și nu știi ce se întâmplă. Ne, ce se întâmplă? De ce ești așa de agitat? A mai apărut un elev. Pleznește de sănătate, e îmbrăcat după ultima modă și se laudă că iubește muzica. Ce înțelege el din muzică? Paolo, te rog să nu fii invidios. De câte ori apare un nou elev, pe tine te cuprind furile. Știi că domnul Bach vă iubește și vă dăruiește tuturor din marea lui învățătură. Dar maestrul Bach este un geniu. Compune o muzică divină în fața căreia toți trebuie să ne plecăm capetele. Există oare femeie care să-l înțeleagă? Îl iubești? Spune-mi, îl iubești cu adevărat? Cârpește-i hainele și gătește-i bucatele. E tot ceea ce poți face mai bun pentru el. Paolo, nu se cuvine să vorbești astfel cu soția maestrului tău. Îl iubesc și poate că îl înțeleg mai bine decât ai putea tu să-ți închipui. Iartă-mă, uneori nu-mi dau seama ce spun. Muzica lui mă face să-mi pierd mințile. Și îl iubesc pe maestru atât de nemărginit încât mă doare. Da, Paolo. Și eu știu cum doare această iubire. A plecat musafirul. Maestrul iar are un moment de răgaz și cântă. Ce clipe sublime. Să deschidem încet ușa și să-l ascultăm. Dacă îl înțeleg pe Sebastian, e lucru cel mai minunat din viața mea. Mă simt strivită uneori de dulcea povară acestei fericiri, de conștiința că sunt binecuvântată între toți oamenii. Întreaga muzică pe care Sebastian a compus-o din ziua căsătoriei noastre mi s-a gravat adânc în suflet. Am văzut cum s-au născut aceste lucrări. Le-am văzut înainte ca privirile altcuiva să fie atins manuscrisele. Eu am fost prima căreia Sebastian i le-a cântat încă în timp ce compunea. A tăcut. Nu mai cântă. Acum așterne notele pe portativ. Nu te mișca. Orice zgomot îl distrage de la munca lui. Este timpul cel bun în care inspirația se transformă într-o nouă partitură. Peste câteva minute mă va chema să-mi arate ce a scris. Să știi, Paolo, că are încredere în mine și în puterea mea de înțelegere pe care a educat-o ca și la voi învățăciei lui. Ori eu trăiesc lângă el de atâția ani încât nu pot să nu-l înțeleg și să nu-l admir. Magdalena, Magdalena, vino, draga mea, vino să vezi. Vin îndată, Sebastian. Vezi, Paolo, da. Ce-ți spuneam? Stai cu minte și așteaptă-mă aici. Bine. Thank you.
Ce face aici? Şi, încet, nu-l tulburați pe maestru. Așezați-vă pe scaune și tăceți. Da. Ei, Magdalena, ți-a plăcut sarabanda mea? Firește, Sebastian. Atunci o trecem pe curat în cărticica ta de muzică, ți-o dăruiesc. Mulțumesc. Dragul meu, îți mulțumesc din suflet. Ei, dar ce de ascultători a avut mica noastră scenă de dragoste. Ce-i cu voi, băieți? Mai este iertare, dar ni s-a făcut o foame de lup. Da. De lupe, adică? Da, de unde veniți? De la repetiție, maestre. Să înțeleg că muzica trezește în voi asemenea instincte primare? Oh, dar repetam ultima dumneavoastră cantată, maestre. Iată o replică pe măsura inteligenței tale, Hans. Sebastian, băieți, haideți, haideți, lăsați glumele și veniți la masă să vă dau câte un castron cu supă caldă. Supă ca dumitale, mamă Bach, nu găsești în tot orașul. Hai și tu, Paolo, nu mai fi ciudat. Bine, bine. Hai, vino, Paolo, și uite întâmplarea de alineauri. Hai și mănâncă repede că v-am pregătit o surpriză. Ce surpriză? Toate la timpul lor, băieți. Acum mâncăm. Gata. Mulțumim pentru masă. Acum... acum surpriză. Da. Dragii mei, am compus pentru voi ofranda muzicală. În care am sintetizat toată știința mea polifonică, pornind chiar de la literele numelui meu. B-A-C-H, pentru că, vedeți voi, fiecare literă corespunde unui sunet muzical. Ce interesant! Ce interesant! Să ascultăm! Da, și acum poftiți în camera de muzică și pregătiți-vă să-mi dați și voi concursul. Cu plăcere, maestre! Din toată inima, să mergem să ascultăm surpriza! Lăsați ușa deschisă! Să aud și eu până termin de deriticat în urma voastră. Dar parcă poți să faci ceva când cântă, Sebastian. Mă emoționează întotdeauna însuflețirea și ardoarea cu care îl înconjoară discipolii lui, care răspund astfel mari iubiri pe care el însuși le-o poartă. Nu știu dacă există pe pământ legături spirituale mai adânci decât acelea dintre maestru și discipolul său, atunci când amândoi sunt înlănțuiți de năzuințe artistice asemănătoare și uniți în dragostea lor pentru o artă atât de frumoasă cum e muzica. Și dacă maestrul este bogat în cunoștințe și experiență, cum este Sebastian, și mai are și harul îndrumării altora, atunci discipolul se poate considera fericit să învețe, să asculte, să muncească pentru a merita lauda maestrului. Așa au fost de fapt legăturile ce l-au apropiat pe Sebastian de discipolii săi, de adevărații lui discipoli, care l-au iubit și au trăit în casa noastră. Proprii săi copii au fost, firește, elevii lui preferați. Ei s-au bucurat în măsura cea mai mare de atenția lui și s-au supus nețărmurit în râuririi lui. Mulți dintre ei sunt acum muzicieni talentați și cunoscuți în Germania. Friedemann, Emanuel, Bernard, fiii lui din prima căsătorie. Dintre cei trei fii ai mei cu Sebastian, doi au devenit muzicieni. Al treilea, Johann Christian, este marea lui pasiune. Fiind deosebit de înzestrat pentru muzică și pe deasupra și un copil de o rară drăgălășenie și inteligență. Cu toți, fiii și discipolii lui au înțeles că profesiunea de muzician este o înaltă chemare, că ea înseamnă nu numai talent, dar și multă râvnă, studiu neîntrerupt și o mare generozitate a sentimentelor. Iar cea mai bună pildă pentru toți este însuși Sebastian. El aprinde în sufletele noastre o nemărginită flacără. Mi-a spus unul din elevii lui: toată muzica universului va avea în auzul meu întotdeauna glasul lui.
ai dichisit mult. Imediat, mamă, imediat. Hai, în câteva minute începe concertul. Dar, mama Magdalena, catedrala este foarte aproape. De ce să ne grăbim? Pentru că doamna Bach dorește desigur să facem acest drum foarte încet. Să mergem încet? De ce? Pentru ca tot Leipzigul să-i admire familia care astăzi s-a reunit întreagă în jurul ei cu prilejul concertului. Da, da, da. Nu mai râdeți, e adevărat. Sunt mândră de familia mea și mai ales de soțul meu care a compus oratoriu magnificat. Ce se cântă astăzi? Da. Recunosc, sunt foarte mândră și vreau ca tot orașul să participe la bucuria mea. Nu văd nimic rău în asta. Ai dreptate, Magdalena, ai dreptate. Nu e nimic rău în asta, dimpotrivă, recunosc și eu. Copiii mei, cei mari ca și cei mai mici, îmi fac cinste. Iar faptul de a-mi însoți la acest concert îl consider o onoare pe care mi-o fac. Vai, dar sunteți atât de ceremonioși. Nu știu dacă eu voi putea să-mi compun o asemenea ținută. Încearcă, Cristina, și vei reuși. Mama are dreptate. Este un moment solemn pe care se cuvine al cinsti precum merită. Ah, să mergem, deci, dragii mei, să mergem. 1, 2, 3, dar unde sunt ceilalți 7 membri ai familiei? 2 sunt prea mici pentru a merge la concert. Rămâne cu ei Dorotea. Ceilalți 4 așteaptă în fața casei. Să mergem atunci, să mergem. Bună ziua, domnule Bach. Imagine mele, domnule Bach. Bună ziua, domnule Bach. Bună ziua. Imagine mele. Bună ziua. Să ne ocupăm locurile, dragii mei. Magdalena, scumpa mea soție, astăzi voi sta alături de tine. Mă bucur, Sebastian. Tu îți oferi atât de rar prilejul de a fi spectator, încât prezența ta lângă mine este un adevărat privilegiu. Sunt spectator, dar toată ființa mea este alături de cei ce vor da viață muzicii mele. Și știi, Magdalena, de fiecare dată am aceleași nestăpânite emoții. Deși, dragul meu, n-ai niciun motiv. Studenții societății de muzică și ceilalți interpreți sunt foarte buni. Ai repetat îndelung chiar tu cu ei. Nu, nu mă îndoiesc că vor cânta bine, dar e ca și cum ți-ai înstrăina ceva din tine, ceva la care ții foarte mult. Da, da, acel ceva îl dăruiești oamenilor, Sebastian. Ce gest poate fi mai mândru și mai frumos? Iată că încep. Să-i ascultăm. Ascultând acest magnificat, am ciudata senzație că ascult o orgă vie care se însuflețește sub degetele vrăjite ale lui Sebastian. Dar nu, el este lângă mine. Îl simt aproape, așa cum n-am crezut că poate să-ți devină o ființă omenească. Mă simt cea mai fericită dintre femei, pentru că mi-a fost dat să trăiesc într-o caldă intimitate cu un spirit atât de mare. Să asist la nașterea muzicii lui și să-l admir din toată inima. Nu vreau să spun firește că îl înțeleg pe deplin. Pentru asta ar trebui să fiu tot atât de mare precum este și dânsul, dar am ajuns cu vremea și cu ajutorul lui să fiu foarte aproape de minunata muzică pe care o creează, muzică pe care inima mea o păstrează ca pe un scump tezaur. Da. Acestea sunt momente pentru care merită să trăiești. Parcă tot cerul s-a deschis în fața noastră pentru a lăsa să străbată nestingherite razele soarelui, căldura lor ajungând la fiecare dintre noi. Numai un suflet bun și mare, ca sufletul lui Johann Sebastian Bach,
a putut zămisli o asemenea muzică? Numai o inimă plină de generozitate a putut dărui semenilor din prea plinul măreției ei. Numai o nețărmurită dragoste față de oameni i-a putut inspira această strălucitoare și luminoasă odă a bucuriei triumfătoare. În emisiunea Biografia unei capodopere ați ascultat Clavecinul bine temperat de Johann Sebastian Bach, scenariu de Virginia Velcescu. Au interpretat actorii George Motoi, Adela Mărculescu, Alexandrina Halic, Paula Rădulescu, Daniela Anencov, Valeria Ogășanu, Ileana Șerban, Adrian Pintea, Ion Siminie, Răzvan Ionescu, Mircea Constantinescu, Nicolae Călugărița, Ion Chelaru. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Titel Constantinescu.